sunt mulțumiți în toate, dar au o agenție, deci pornită din 1938, care nu a fost modificată atât de mult. Deci acum vor face 100 de ani a unei structuri de stat care a fost în continuă dezvoltare, se numește Consiliul Patrimoniului Național, The National Heritage Board. Cam greu să-l traduci. În suedeză e un pic altfel, deci de aceea și cam se pierde sensul, dar vizează anume Consiliul Patrimoniului Național, precum ar fi Institutul Patrimoniului Național la București. Dar e altceva. Institutul e institut, agenție e agenție, care are rol de agenție guvernamentală autonomă, se află în subordinea Ministerului Culturii, dar are două mari oficii, are aproape 400 de angajați, dintr-o Suedia, parte e ok, dar lucrurile sunt comparabile. Jumate din ei sunt la Stockholm și jumate din ei au trecut pe insula Gotland, la Visby, când s-a demilitarizat insula după căderea cortinei de fier. Acum, în contextul noilor circumstanțe geopolitice, pe insula au reapărut forțele armate suedeze. Din când în când mai trece așa câte o mașină militară pe stradă, se mai trage, este un poligon unde se fac cantonamente și se mai aud împușcături. Lumea deci începe să fie readaptată la noi realități, deși din 98 până în 2015 era un paradis insula și liniște de acolo. Acum lumea cam se supără, dar fiind în mijlocul Mării Baltice, bineînțeles că e o poziție geostrategică și nu știu dacă e frica doar de ruși. Dar ceva se întâmplă acolo. Bun, oricum, au un oficiu foarte mare la Visby, construit special pentru agenție și, o să revin, dar trebuie să menționez, laboratoare au deschis în cadrul agenției, laboratoare de ultim recnet. De altfel, ceea ce au ei acolo, în mare parte aveți și dumneavoastră la universitate. Foarte multe utilaje pe care le aveți la universitate, le-am văzut la ei în laboratoare. Și laboratoarele sunt active, deci funcționale, elaborează un șir de, eu știu, proiecte de cercetare naționale, internaționale, din țară invită să lucreze acolo și un șir de soluții, spre exemplu, au conlucrat cu arhivele naționale, pentru arhivele regale, pentru a soluționa problema, deci, nu numai umidității sau altor insecte sau altor. Deci au pentru fiecare specie, pentru fiecare tip de invadatori în arhive, deci soluții, împreună cu laboratoarele. Deci e o experiență care poate fi preluată și ei sunt deschiși să colaboreze cu oricine din lume pentru a transfera această experiență din ceea ce au făcut ei deja. Și atunci când este o problemă la o instituție de patrimoniu, se adresează și ei caută soluții cu experții pe care au. Chimiști, biologi, fizicieni, deci de toate. Și asta bucură foarte mult. Deci ceea ce avem în ultimii ani, deci schimbarea legislației, da, asta este sediul la Stockholm, o clădire mai veche istorică, și asta e clădirea nouă de la Visby, cu laboratoarele în aripa aceasta. Acum, care este structura acestei agenții? Au simplificat-o, au practic două direcții principale, una care ține de politici, de moștenire culturală, și alta care ține de management. Deci politicile, asta înseamnă la nivel de acte normative, conlucrarea cu guvernul, cu parlamentul. Parlamentul are nu numai o comisie, departament, dar și o atitudine foarte deschisă în ceea ce înseamnă colaborarea cu structurile de patrimoniu. Și dacă ne uităm cum votează bugetul anual, la capitolul cultură, eu m-am uitat în ultimii ani, aproape unanim au votat. Dacă la celelalte componente aici sunt dezbate, dar aici, când ajung la final, aproape unanim se pronunță deputații din Parlament, din diferite partide, grupări politice, care susțin. Și la educație cam asemănător. Deci asta demonstrează încă o dată atitudinea politicului față de aceste două domenii destul de importante și strategice pentru Suedia ca țară separată. Au arhiva și biblioteca, care au centralizat cam tot ce s-a săpat, rapoarte și multe alte lucruri, care e funcțională. Rapoartele s-au digitalizat și acum sunt accesibile în mare parte. Din 2007 sunt obligați toți să depună varianta digitală, dar au coborât în jos până în secolul XIX și practic au digitalizat toate rapoartele de săpături arheologice, iar biblioteca este deschisă pentru vizitatori, poate merge oricine să lucreze acolo, și laboratoarele, după cum am spus, de la
Visby, la fel doar prin contactarea lor. Un domeniu care la fel este important și România este parte, dar din păcate, poate eu greșesc, dar din ce am reușit eu să mă uit, este vorba de Comitetul European de Standardizare. România ca stat UE, sigur că este membru acestui comitet, în cadrul căruia există un grup tehnic responsabil de conservarea patrimoniului cultural, care între timp a elaborat 26, dacă nu greșesc, de standarde. Doar în domeniul patrimoniului, nu în celelalte domenii. Deci acolo sute. Cum activează, cred că trebuie să întrebați cei de la Agenția de Standardizare a României. Ceva de genul ăsta. Deci ei conlucrează, ei sunt membri, dar România este parte și la acest birou tehnic, această echipă care conlucrează. Doar deschide ce vă uitați. Spre exemplu, au în lista aceasta de standarde transportarea bunurilor culturale, ambalarea bunurilor culturale, păstrarea, deci sunt multe. Nu este sub încă suficient, nu este complet, este într-o tendință de dezvoltare, e o procedură birocratică și aici, trebuie să fie un grup de inițiative din trei state, după care să lucreze, să propună proiectul, după care să aibă o susținere de cel puțin 11, până să propună în circulație la toate statele, până ajung toate statele la consens și au votat, sau și au aprobat majoritatea de voturi și intră în vigoare. Dar multe standarde sunt foarte utile. Nu doar agențiilor de transport care sunt angajate să ia bunurile de la un muzeu să le ducă la celălalt sau într-o expoziție sau în alta. Deci e vorba de instituția muzeală care are în custodia sa bunuri. Cum le transportă dintr-un loc în altul, cum le ambalează ca să nu fie afectate și multe alte lucruri care sunt deja elaborate și nu trebuie să inventăm bicicletă. Deci doar trebuie preluate și traduse și folosite în instituțiile noastre. La capitolul legislație sunt câteva niveluri, etape, deci, ale legislației, precum în România. În cadrul proiectului pe care l-am finalizat anul trecut, în România, tendințe în domeniul moștenirii sau protejării moștenirii arheologice în România, am făcut o bază de date de acte normative. În România există peste 100 de acte normative în domeniul arheologiei. În primul rând, este vorba de legile naționale, ordonanțele, regulamente, și alte ghiduri și sugestii care vin de la Ministerul Culturii sau alte instituții din domeniu. Deci, la capitolul structură normativă sau legislație, cam suntem asemănători cu ceea ce se întâmplă în Suedia. Cel mai interesant este implementarea și cât de utile sunt aceste instrumente normative. Când ajungem să vorbim despre ghidurile care le elaborează agenția, deci ele din contra, deci practic este o tălmăcire, acel comentariu al legii transformat într-o sugestie practică cum se înțelege sau cum trebuie de înțeles legea și cum trebuie de o aplicat în practică. Fie că este vorba de normele de săpătură, fie că este vorba de elaborarea rapoartelor, documentații, depozitarea, transmiterea și multe, deci în amănunte, deci aceste ghiduri sunt elaborate de către agenție. Un domeniu care inițial nu m-am gândit că o să mă ocup atât de mult, dar mi-a părut atractiv și chiar am pătruns în esența legislației și a funcționalității procedurilor de aprobare a exporturilor de bunuri culturale. Vorbim de transferul de bunuri culturale din Suedia în statele europene și din afara Europei. La fel, Consiliul Național al Patrimoniului se preocupă de acest domeniu, cererile, fie cetățenii, fie agenții economici, le depun. Sunt două categorii de autorizații pentru a scoate bunurile culturale din țară, temporar sau permanent, și trebuie să îndrănești condițiile. Deci sistemul este funcțional, dar nu mulțumește lumea. Spre exemplu, un cetățean anul trecut care nu a primit aprobarea de a exporta mobilier care îi aparține, este proprietarul mobilierului din secolul XVIII, nu i s-a permis să scoată în afară, l-a scos în fața agenției și i-a dat foc. Nu a putut să-i facă nimic, deoarece el este proprietarul bunurilor și face ce vrea cu el. A vrut să le scoată, probabil să le vândă, dar în legislația suedeză există o normă foarte simplă. Dacă prezintă valoare națională, valoare culturală națională, agenția are dreptul să respingă. Și agenția a considerat că este o valoare importantă pentru stat și trebuie să rămână în stat. Ăla a considerat altceva. Acum s-a schimbat puțin legislația, un pic au simplificat, o să vedem ce modificări de la lege în regulamente și vom vedea. Deci tabelul ăsta dar oferă niște cifre, el era mai mare din 98, din 88, de când a fost legea. Eu am preluat mai din 2000 încoace ca să vedeți numărul de cereri
Deci aici este numărul total de cereri anual. Până la 1000, chiar și peste 1000 de cereri oficiale. Asta nu înseamnă că Suedia este scutită de exportul ilicit de antichități sau de bunuri culturale. Nu. Vama, poliția de frontieră și multe alte structuri ale statului sunt implicate permanent în depistarea cazurilor, în urmăririle penale și multe alte lucruri care vizează. Ce interesant, aici am câteva diagrame care scot în evidență cine solicită cel mai mult aceste drepturi de a scoate bunurile din țară, temporar sau de mai mult timp. Sau... Deci, individual sunt numai 16, firmele de transport 27% și muzeele și bilele. Deci muzeile, în cel mai desecatul, este vorba de expozițiile temporare și schimbul acesta dintre muzee, care e un lucru firesc și România este foarte activ. Dar, dacă ne uităm la aceste alte trei categorii, firmele de transport care sunt intermediari, dealerii care sunt intermediari, deci în mare parte, 50% în această afacere, care într-adevăr este o afacere, dacă ne uităm în lista exportului și comerțului ilegal în lume, după armament, droguri și oameni sau organe umane, pe locul următor este antichitățile sau bunurile culturale. Deci sunt circuitul ilegal de miliarde anual, deci cu bunuri culturale. Sigur că este atractiv. Republica Moldova e în top. Da, trecut nu știu dacă am vorbit, dar noi avem câteva cazuri care s-au depistat. Unul la Amsterdam, un impostat diplomatic s-a trimis bunuri culturale, probabil din Asia, de 500.000 de euro. Și alte bunuri culturale descoperite în Germania, la Darmstadt, unde s-au descoperit, mă rog, bunuri din argint și aur, de factură romană și greacă, tot de vreo 300-400.000 de dolari. Ala dintr-o țară mică, care nici nu are măcar asemenea bunuri, deci suntem o zonă de tranzit. Și mai de una, câteva luni în urmă, au mai fost depistate la Giurgiulești, strane. Au trecut Bulgaria, veneau din Turcia. Au trecut Bulgaria, au trecut România, bravi vameși și polițiști de frontieră români, după care moldovenii i-au prins. Acum tot e strană. A noștri nu sunt mai bravi. Ceva n-au putut împărți acolo. Și-au depistat monede și bunuri culturale grecești și romane aduse din Turcia. Și sigur că e zonă de tranzit. Deci asta demonstrează cât de mult sau cât de bună și atractivă este afacerea. Deci de anul trecut cam același lucru. S-au schimbat puțin, dar dealerii sunt foarte activi. Poliția suedeză foarte bine conlucrează cu casele de vânzări, și atunci când apar anumite suspiciuni, verifică bunurile și stopează lotul pentru a fi scos la licitație, dar nu tot timpul reușesc. Dacă nu au argumente sau ce îmi spuneau cei de la poliție suedeză, dacă au primit autorizații sau dreptul de a fi scos din țară, poliția devine... Deci, nu poate opri, având document oficial că au scos. Deci se mai produc și neînțelegi, deoarece agenția adună documentația respectivă, dar mai departe o transmite muzeilor sau instituțiilor care au experți. Este vorba de Nordska, deci Muzeul Nordic, care e responsabil de etnografie, Muzeul de Istorie, Historisca Muzeum, și mai sunt câteva acolo, deci unii trimit. Și probabil agenția consideră că decizia muzeului sau celorlalt muzeu este bine gândită, da? Cazuri peste cazuri. Un domeniu care, la fel, cu greu a avansat, dar acum sunt la o etapă când pot fi considerați ca exemplu, cooperarea inter- și intrasectorială și, în primul rând, cooperarea Agenției Patrimoniului Cultural sau Național cu Agenția Forestieră. Un stat cu multe păduri, bineînțeles că la tăiere sau la plantare se produc pagube mari în siturile arheologice. Și împreună aceste două agenții au elaborat mai multe ghiduri și mai multe strategii de conlucrare. Agenția Forestieră are angajați nu mai știu câți zeci de arheologi care conlucrează cu proprietare și cu cei care au afaceri în domeniul forestier pentru a preîntâmpina, pentru a salva siturile sau cel puțin acolo unde este cazul de a interveni și a salva măcar bunurile culturale în cazul unor săpături, deoarece mașinăria asta care trece peste, sigur că distruge la adâncimi foarte mari. Deci, în ultimii 5 ani, ei spun că au o conlucrare foarte bună. Cu cei de la Agenția Forestieră n-am vorbit, dar am vorbit de multe ori cu colegii de la Agenția Patrimoniului, care spun că lucrurile s-au mișcat. Sigur că este loc pentru mai bine, dar e ok. Cu cei de la agricultură. Noi, care suntem state agricole, nu știu de ce, parcă așa, de la sine, credem că agricultura cumva nu afectează atât de mult siturile. Germania a devenit activă în ultimii ani
și în unele landuri chiar au avansat în ceea ce înseamnă politicile de protejare a siturilor arheologice din spațiile agricole. Suedezii la fel încearcă cumva să găsească o soluție sau mai multe soluții acolo unde zonele agricole deteriorează straturile culturale și se încearcă această... Sau acolo unde este vorba cu diferite instituții ale statului privind planificarea, dezvoltarea infrastructurii sau celor de mediu, după cum am spus, practic în fiecare structură de stat sunt angajați arheologi. România a început, la începutul anilor 2000 sau după 2000 încoace, până pe la 2010-12, parcă se mișcau lucrurile. După care, ca să nu mai spun de Ministerul Transportului și Drumurilor sau altor structuri care vizează nemijlocit moștenirea culturală și care trebuie să se implice activ. În sensul acesta, cred că și Republica Moldova, dar și România trebuie să devină mult mai activ în ceea ce înseamnă conlucrarea între structurile statului. Deoarece deseori stânga nu știe ce face dreapta, sau cel mai interesant, acum spun cazul Republicii Moldova, și de la transporturi dă vină și de la construcții, și de la construcții dă vină și la mediu, și de la mediu dă vină. Și nu mai înțeleg, și ne poartă vină la primărie Chișinău în general. Primăria spune, dar nu, cei de la construcții au luat decizii. Să construiască teritoriul primăriei fără acordul primăriei. Deci, așa, e un cerc vicios care nu mai dai de capăt, acolo unde sunt interese, înțeles. La Chișinău, cred că v-am spus, într-o vară au anulat registrul monumentelor municipiului Chișinău, ca să-și facă niște interese. Legea nu permite. Legea spune foarte clar, actualizat, numai rar, deodată la 3 ani. Consiliul Municipal l-a anulat, l-a abrogat. În hotărâri scris abrogarea. Cu scopul creierii unui nou registru. Bun, noi am protestat, dar era luna iulie-august, cum să protestez, nici nu sunt în vacanță. În septembrie au venit și au anulat propria decizie. L-a adus registrul în lege, dar deja între timp o distrug jumătate de cartier din Chișinău. În Chișinău istoric. Au construit sediul noi clădiri Moldova Gaz. Clienții cu rușii. Bun. Acum revenim la accesul la informații. Guvernul suedez îndeamnă toți profesioniștii, experții în domeniul și arheologii sau care activează în arealul acesta al moștenirii culturale să asigure accesul la informațiile cu caracter public, deoarece moștenirea culturală este a tuturor și nu trebuie dosită. Dar nu spunem că publicând bazele de date, noi garantăm accesul căutătorilor de comori, stați liniștiți. Ei știu mai mult decât noi, știu mai repede. Am făcut câteva interviuri cu clienți din ăștia. Păi sunt mai bune numismatic, ca oricare numismat de la noi. Și de la dumneavoastră, de la noi. Sau ei știu mai bine locațiile și mărimea siturilor decât noi. Sau și de la cadastru. Și de la cadastru nici nu au idei de arealul unui sau altui sit. Deci ei sunt atât de bine informați. Faptul că noi nu vrem să publicăm suprafețele, siturile sau coordonatele, asta nu ne salvează și nu rezolvă problema. Deci trebuie un pic altfel. Garantez accesul, dar și controlez modul în care aceste situri sunt protejate. Suedezii au o experiență în acest domeniu foarte mare. Cred că și România poate la o anumită etapă de timp să se compare, să concureze, deoarece a pornit pe aceleași căi, au pornit mai multe baze de date odată. Și România s-a împotmolit și nu le poate duce la sfârșit nici pe una. Suedezii parcă le-au dus, dar toți s-au împotmolit că sunt diverse și nu pot fi unite una în alta. Și acum încearcă să facă platforme supranaționale care să cuprindă, și aici aveți o listă din ele, care să cuprindă, asta e, ce ține de arheologie. Ce vreți din domeniul arheologiei, situri, săpături, rapoarte, ați accesat, aici în special, și vă vin rapoartele toate. Dincoace siturile, mărime, suprafețe, cu zona cadastrală, totul este. Ei, și mai am un proiect foarte interesant, arheologie actuală. Arheologia actuală, adică siturile active, unde se fac săpături și unde cetățeanul sau turistul, vizitatorul, vrea să meargă să vadă un sit în acțiune. Deschide aici, vede cum se ajungă, e scris cine e responsabil, când se fac săpături, cum se fac și poate, deci să intre în legătură cu responsabilul de sit, să meargă la săpături. Deci, eu cred că e un proiect foarte simplu și ușor de implementat și în România și în Republica Moldova. În felul ăsta crește și ponderea arheologiei, dar și partea publică, partea comunitară, implicarea oamenilor în acest domeniu. Iată deci baza nouă, sau ce-au pornit ei nou să facă această platformă ca Samsung, deci care va cuprinde mai multe componente a ceea ce înseamnă patrimoniu cultural, fie că este subacvatic, fie că este bisericesc, fie că sunt monumentele UNESCO și tot așa mai departe. Deci și vizitatorii sunt potențiali clienți care vizitează Suedia din afară sau cetățenii care sunt organizați
în ceea ce înseamnă petrecerea concediului. Iată această structură nouă a DAP-ului, un program care va cuprinde mai multe baze de date la nivel național, dar și conexiunea cu bazele de date internaționale, deci europeană. Deci ei conlucrează foarte bine, foarte mult cu europeană. Consiliul Patrimoniului Național are un angajat part-time, ci drept, care conlucrează cu Wikipedia. Verifică tot ce e publicat pe Wikipedia, corectitudine, completează, șterge acolo unde este vorba de patrimoniu suedez. Se publică mult în Wikipedia, a devenit un instrument util, repede lumea accesează, dar nu tot timpul valoarea informației este cea adevărată sau adecvată realității. De aceea a angajat, cel puțin acum e al doilea an, nu se știe încă, cât au un acord cu Wikipedia și un angajat care temporar, de zi cu zi, se ocupă de verificare și completare, corectare, în conlucrare cu ceilalți. Dar există un coordonator la nivel național, din partea guvernului suedez, care conlucrează cu Wikipedia. România sau Republica Moldova n-ar putea să o fac? Nu-s bani, nu știu. Asta e scuză simplă, ieftină și responsabilă. Așa. Iată ce înseamnă, deci, acest portal, bază mare de date, care va include colecțiile muzeale, care astăzi sunt separate în toată țara, în toate muzeele, vor fi un bloc separat, dar unit la partea centrală, SOC-ul, care este deci legat de partea aceasta arheologică, și vine aici europeana și alți agregatori de informație digitală din Suedia și din alte state. Deci și clar că i-a arătat cum va funcționa acest sistem de înregistrare, de arhivare și de acces la informație. Ei se uită optimist, arată ca un mamut, e foarte mare, dar să vedem într-un an, doi, cât de funcțional va fi, însă cu siguranță România trebuie să facă ca cele patru baze de date care s-au pornit, sunt lucruri bune, eu am scris și împreună cu doamna Oberlade de la București, am tradus în germană pentru nemți, experiența României. E o experiență foarte bună, am chiar sincer vă spun, dar nu s-a dus la bun sfârșit. Deoarece așa la noi, când se schimbă guvernul, ceea ce a făcut anterior nu e bun, noi trebuie să facem altceva mai bun și se uită. Deci nu a fost o continuitate în ceea ce înseamnă bazele de date, registru și multe alte lucruri care s-au pornit de-a binele, dar s-au împotmolit din cauza, mă rog, mai multor greșeli politice și nu conceptuale. Iar Institutul Patrimoniului Național astăzi cumva încearcă să facă ceva, dar iarăși instabilitatea politică deseori îl face cumva să bată pasul pe loc sau să nu fie atât de curajos în dezvoltarea unor proiecte mult mai durabile. Ghidurile Consiliului Patrimoniului Național pe care le-am amintit, doar câteva, fiindcă sunt, mă rog, de formație inițială arheolog, deci câteva la capitolul arheologiei. Dezvoltarea arheologiei contractuale. Deci în Suedia nu mai există arheologie de stat. Mulți ani. Arheologie este un domeniu la care are acces toată lumea, servicii în arheologie pot presta oricine care este specialist în domeniu, este acreditat, recunoscut și demonstrează capacitatea acolo unde este o licitație și se cere prestații arheologice. Mai ales că sistemul este descentralizat. Nu se decide la Stockholm cine să sape, unde să sape. Fiecare regiune, din cele câte, 21, da? Deci decide Consiliul Regional. Deci dacă au un proiect de infrastructură, dacă au un proiect de, nu știu, de dezvoltare și vizează arheologia, deci se discută și se anunță oferta. Avem nevoie de... Și bineînțeles că companiile de stat pot participa, dar și celelalte private, și aleg. Până la 80.000 de euro, Consiliul Regional poate decide fără licitație, până la 100 și ceva de mii de comun acord cu investitorul. Dacă investitorul vrea licitație, se face licitație. Dacă investitorul spune că voi decideți că știți mai bine, deci Consiliul își asumă responsabilitatea. Și dacă e mult mai scump, atunci se anunță licitație și conform ofertelor, conform legislației privind licitația. Nu există o legislație aparte în domeniul licitațiilor arheologice. Nu. E licitație, prestarea de servicii. Dar, din celelalte reguli, că odată ce nu l-ai întrunit, nu mai ai dreptul să candidezi următoarea licitație. Deci, în primul rând, măsurile de consultare, procedurile de depunere a documentelor, costurile și responsabilitățile, designul, structura proiectului de cercetare. Deci, există ghid la fiecare categorie și cel care depune, este interesat, trebuie să respecte. Cine eliberează autorizațiile, v-am spus, Consiliul Regional.
și doar trebuie să înregistreze în baza de date comună. Acum ei lucrează ca într-adevăr să fie una funcțională, ca să se vadă automat în fiecare regiune cât și cine și când a aprobat. Artefactele unde se duc? Ei, aici e o problemă. Până acum artefactele decidea Consiliul Național, în care muzeul de obicei se centralizează, duceau la muzeile naționale. Acum e un ping-pong între regiuni și centru și se insistă ca multe din bunurile descoperite să rămână în muzeile locale.